FCM Dunărea confirmă parcursul excelent din această primăvară. Echipa gălățeană a reușit să obțină o victorie extrem de prețioasă la Buzău. Gălățenii au deschis scorul încă din minutul 4 prin Bâtfoi. Elevii lui Ienache au continuat să atace, dar eliminarea lui Neagu le-a mai tăiat din avânt. Gazdele au presat după pauză și au reușit să egaleze minutul 75 prin Pușcașu. Dunărea a dat lovitura în al doilea minut de prelungire, când Gohoreanu l-a învins pe Stoicescu și a adus 3 puncte de aur pentru gălățeni. Echipa de la Dunărea a acumulat 10 puncte în clasament și dacă va continua pe această linie, are șanse să se califice în play-off.